Este adevărat, fiecare fereastră ascunde cât un vis și visele sunt ale oamenilor. Se știe doar că omul sfințește locul. Da. Ca să intru în subiect, ar fi mai bine să vă spun că omul sfințește blocul. Aș vrea să vă povestesc câteva întâmplări din blocul nostru. El este locuit de numeroase familii, cu numeroase mame, numeroși tați, numeroși copii și foarte adică mai puțin numeroși bunici și bunice. În schimb, avem o familie care are două mătuși și una care are un unchi dinspre tată. Dar astea sunt amănunte, n-au importanță. Important este că toți ne simțim bine, trăim prietenește, ne înțelegem foarte bine. Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Vedeți, ne salutăm, discutăm, ne vizităm, ne împrumutăm. Da. De exemplu, ai nevoie de puțină sare, de ce să dai fuga până în alimentarea din colț? Te duci la vecin, îl trezești din somnul de după amiază și îi spui: vecine, dragă vecine, n-ai un pic de sare pentru mine? Da, mă rog, dacă nu te pricepi la versul, poți să-i spui și în proză. Dar important este că ne înțelegem bine, trăim bine, deschizi fereastra, respira aer curat. Hei! Vecină, dragă vecină! Oare ce sunt eu de vină că scuturi fulgi pe mine? Pe mine? Mă rog, nu e rimă, dar e o crimă. Poftim? Pe viitor nu-l mai scuturați în jos, o să-l scuturați în sus. Mulțumesc, sunteți foarte amabil. Da, ați văzut? Ne înțelegem bine. Deci, cum spuneam, deschizi fereastra, respira aer curat, liniște, mei copii! Asta e oră de joacă! Nu, că copiii noștri sunt foarte cuminți, o să-i vedeți mai încolo. Dar nu despre ei vreau să vă povestesc, despre celelalte persoane din blocul nostru. Uite, de pildă aici, sus, deasupra mea, e un scriitor. El zice că e umorist și că are foc sacru. Foc sacru avea el, dar nu atâta cât să cheme și pompierii.